Am putea spune că în județul Argeș și viticultura este pe mâini bune și că are un viitor de lungă durată, atâta vreme cât activitatea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură de la Ștefănești se preocupă intens de crearea și dezvoltarea noilor soiuri. Este singura colecție la nivel național, este aici. Sunt 323 de soiuri menținute în condiții de seră, în condiții de insect proof, adică nici măcar insectele nu pot să pătrundă, să nu transmită virusuri. Deci se pleacă de la o plantă inițială, o plantă autentică, adică din soiul respectiv și sănătoasă, liberă de viroze. 10 hectare care vor cuprinde principalele clone de vinuri cultivate la noi la Ștefănești și știți că este vorba în primul rând de Feteasca Albă, Feteasca Regală și Feteasca Neagră, clone obținute aici în institut. Vrem să arătăm valoarea acestora din punct de vedere al cantității, dar mai ales al calității vinurilor obținute în Podgoria Ștefănești.